Când ne gândim la morcovi, ne vine în minte culoarea portocaliu. Deliciosul suc de morcovi sau o supă cremă, ori pur și simplu un morcov mâncat crud, sunt imaginile pe care le avem atunci când vorbim despre consumul acestei legume. Și da, morcovul are proprietăți deosebite pentru sănătate, însă mulți dintre noi ne petrecem întreaga viață mâncând morcovi, fără a mânca cea mai importantă parte din aceștia, frunzele verzi. Calota și frunzele de morcov au fost obiect de confuzie, crezându-se că sunt otrăvitoare deoarece conțin alcaloizi. Totuși, toate verdețurile din grădină conțin alcaloizi, dar nu în cantități care să fie, de fapt, periculoase pentru corpul uman. Una din metodele cele mai bune de a utiliza frunzele de morcov este, într-adevăr, în sucuri. Dacă ai un storcător bun, poți stoarce morcovul cu tot cu frunze. Sau îl poți tăia și îl poți pune în salată cu totul. Până la urmă, alimentele integrale au o valoare mai mare decât părțile lor consumate separat. Frunzele de morcov ajută la curățarea rănilor și pot fi utilizate ca apă de gură pentru a vindeca vătămările gurii, respirația urât-mirositoare și gingiile sângerânde. Totuși, frunzele de morcov conțin un profil nutritiv chiar mai bun decât morcovii, însă veți afla cu stupoare că acestea sunt pline de minerale precum potasiul, magneziu, calciu, vitamina K și C, ale căror nivele sunt de 6 ori mai ridicate decât cele ale rădăcinii. Și nu numai că sunt mai bogate în nutrienți, dar acești nutrienți sunt și mai ușor de asimilat de către corp. Consumul unei căni de suc de frunze de morcov, țelină și castravete ar putea să fie chiar remediul perfect pentru durerile tale de cap, datorate migrenelor.